În Argeș, la examenul de evaluare națională s-au înscris 4.917 elevi, dintre care prezenți au fost 4.764. Au fost 3.694 de candidați care au obținut peste media 5. Procentul de promovabilitate a crescut cu 40% după afișarea rezultatelor finale, a fost mai exact de 77,5% față de cele inițiale, 77,46%. În tot județul au fost 98 de note de 10 la limba și literatura română și 99 la matematică, per total înregistrându-se 21 de medii de 10, niciuna la câmpul lung. În municipiul nostru, statistica de promovare pe unități de învățământ arată în felul următor. Colegiul Național din Golescu, 100%, Școala Gimnazială Sfântul Iacob 100%, Școala Gimnazială Oprea Iorgulescu 94,44%, Colegiul Național Pedagogic Carol I 93,94%, Școala Gimnazială Nanomoscel 91,53% și Școala Gimnazială Teodoraman Aman 72,22%. Datele au fost făcute publice de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș.